Ambulatoriul Spitalului Județean de Urgență Slatina este deschis inclusiv mâine, 29 decembrie. De la 7 la 12 sunt onorate programările din ziua respectivă, iar după 12 până la 20 se pot face noi programări. La Spitalul Județean de Urgență Slatina vor fi asigurate toate liniile de gardă. În perioada anului nou, ambulatoriul de specialitate nu va lucra în zilele de 1 și 2 ianuarie. Se va reîncepe programul normal după data de 3 ianuarie, cu programările care s-au făcut deja pe cabinete, pentru sfârșitul anului, inclusiv pentru 29 decembrie, cabinetele funcționează conform programărilor deja făcute, iar la nivelul spitalului județean de urgență, în perioada între 29 și 2 ianuarie vor funcționa toate cele 22 de linii de gardă cu serviciul de urgență funcționând pe program normal. Programările telefonice se pot face ca de obicei la numărul 0349911. Toată luna ianuarie este deja ocupată pentru majoritatea cabinetelor medicale. Farmaciile vor avea și ele program special în primele zile din ianuarie. La Slatina vor fi deschise 10 farmacii până la prânz. Farmacia de pe bulevardul Aicuza funcționează în continuare cu program non-stop.